Amerigo Vespucci. Explorator italian, cel al cărui nume avea să dea denumirea continentului America. Amerigo Vespucci, născut pe 9 martie 1454 la Florența, se spune că a fost unul dintre cei mai mari navigatori ai lumii. Cartograful german Martin Waldseemüller a fost cel care, pornind de la numele latinizat al lui Amerigo Vespucci și anume Americus, a folosit pentru prima oară numele de Americi pentru continentele recent descoperite. Amerigo Vespucci a fost primul navigator care a demonstrat că Brazilia și Indiile de Vest, regiune din bazinul Caraibelor, nu reprezintă partea estică a Asiei, ci sunt zone noi pe care europenii nu le cunoșteau. În tinerețe a fost angajat de casa comercială a familiei Medici, condusă de Lorenzo de Medici. Aceasta l-a detașat pe tânărul Vespucci în Spania pentru a superviza echiparea cu hrană și alte materiale a vaselor care efectuau călătorii către recent descoperitele continente. În această perioadă a supervizat echiparea navelor care au luat parte la a treia expediție a lui Cristofor Columb. Ulterior, Vespucci s-a alăturat unei expediții sponsorizate de Curtea Regală Spaniolă, care avea ca scop găsirea unei căi directe către subcontinentul indian, care se presupunea că nu fusese găsită de către Columb în anterioarele călătorii. În anul 1499, la șapte ani de la descoperirea Indiilor de vest de către Columb, Vespucci pleacă în expediția în care descoperă părțile de nord-est ale continentului sud-american. În aceeași expediție, el descoperă gurile de vărsare ale celui mai mare fluviu din lume, Amazon, și le dă numele de Golful Gangelui, crezând că se află în Asia, Totodată, el perfecționează tehnicile de navigare folosite până atunci. A doua expediție a avut ca scop exact același lucru ca și prima: și anume descoperirea unei căi de navigație spre Asia. Dar, de această dată, călătoria a fost efectuată în numele coroanei portugheze. Această călătorie a fost cea care l-a făcut să înțeleagă că explorează de fapt țărmurile unui al patrulea continent, după Europa, Asia și Africa, și nu cu de Est Asiei. Această ipoteză a fost enunțată după ce Amerigo Vespucci a ajuns aproape de țara de foc, extremitatea sudică a continentului sud-american. După întoarcerea din seria de expediții, s-a stabilit în Sevilla, în Spania, unde a și murit în anul 1512. A fost unul dintre cei mai mari navigatori ai tuturor timpurilor. Totodată a fost singurul care a înțeles că America de Sud este un continent nou descoperit. A creat un sistem pentru calcularea longitudinii, descoperind circumferința Pământului cu o eroare de 80 de km față de cifra corectă. A descoperit unele dintre cele mai importante fluvii ale lumii. A fost primul care a observat existența curentului ecuatorial și a explorat aproximativ 6.000 de mile de coastă, mai mult decât explorase oricine altcineva până la acea dată. M-am hotărât să abandonez comerțul și să-mi orientez scopul spre ceva mai demn de laudă și stabil. Așa am făcut pregătirile pentru a merge să văd o mare parte a lumii și minunățiile sale, mărturisea Amerigo Vespucci.